Salutare! Am folosit Samsung Galaxy A71 timp de câteva zile și, deși la început am fost sceptic, telefonul m-a surprins plăcut. Deschizând cutia, dăm de încărcător cu încărcare rapidă de 25W și căști Samsung. Căștile nu sunt pentru audiofil, evident, dar îți faci treaba cu ele. Un lucru care m-a surprins plăcut de când am ridicat telefonul este cât de ușor și subțire e. Are 7,7 mm grosime și doar 179 grame. Telefonul este ușor și subțire pentru că e din plastic față și spate cu ramă din plastic. La 2200 lei mă așteptam la sticlă și după ce am citit comentariile de la unboxing, nu sunt singurul. Cu toate astea, după ce în ultima vreme mi-au trecut prin mână atât de multe telefoane din sticlă, grele și groase, să am unul confortabil în mână, fie el din plastic, mi s-a părut relaxant. De multe ori am uitat că A71 are un ecran de 6,7 inci. Se simte mai degrabă ca un telefon cu ecran de 6,4 inci, dar tot nu-l pot recomanda pentru utilizarea comună. Oricât de subțiri sunt marginile sau cât de mică e camera frontală, ecranul rămâne unul foarte mare. Și nu e doar mare, ci și foarte bun. Este un Super AMOLED cu rezoluție Full HD care își merită superul din nume. Videoclipurile, filmele se văd extrem de bine. Pentru că display-ul este AMOLED, are și Always On Display. Cred că este principalul atu al telefonului. Cel mai probabil, al doilea atu este bateria. Are o capacitate de 4500 mAh care nu știu cum au încăput în telefon. Nici cea mai intensă zi de utilizare nu-ți va descărca telefonul, iar la utilizare obișnuită, adică puțin gaming, rețele de socializare, multimedia, vei obține 2 zile. La încărcare, A71 păstrează încărcătorul de 25W de pe A70. În 15 minute se încarcă la 23%, în jumătate de oră avem 46%, după o oră bateria e la 85% și 25 de minute mai târziu e încărcată complet. Sincer, bateria ține bine și datorită procesorului, care nu este cel mai performant, deci nu solicită prea multe resurse. Este vorba de Snapdragon 730, un procesor mediu, destul de capabil, dar care în bugetul de 2200 lei, cât costă momentan A71, este depășit cam de orice alt telefon. Am pus telefonul în Antutu, unde am obținut puțin sub 250.000 de puncte. Ca o comparație, Redmi Note 8 Pro, care costă 1100 lei, obține mai mult. Huawei Nova 5T trece confortabil de 350.000 de puncte și ce să mai spun de Xiaomi Mi 9T Pro, care are aproape 450.000 de puncte. Pentru a vedea cum se descurcă telefonul, l-am testat în PUBG, un joc destul de intens grafic. Aici setările maxime permise au fost HD cu High și Smooth cu Ultra, dar telefonul este destul de recent lansat și nu a fost optimizat pentru joc încă. După un update, ar trebui să suporte HDR fără probleme. La setările permise nu am întâmpinat lag sau încetiniri în joc. Am observat totuși că telefonul s-a încălzit puțin, dar chiar și în sesiuni mai lungi nu a afectat performanța. Performanța telefonului nu este slabă, te vei putea juca pe el orice și despre aplicațiile uzuale nici nu are rost să mai discut, pentru că le va duce fără probleme pentru mult timp. Însă, dacă gamingul este un aspect important pentru tine, ai opțiuni mai bune într-un buget mai bun. Telefonul va putea fi folosit pe termen lung și va primi 2 ani update. Sistemul de operare este One UI 2 cu Android 10. Experiența de utilizare este foarte bună, îmi place estetica și faptul că pot să setez cam tot ce îmi doresc la telefon. One UI este recunoscut pentru multiple opțiuni de personalizare oferite. Un dezavantaj care trebuie menționat este că este un sistem de operare destul de modificat față de versiunea pură de Android, iar update-urile vor veni mai greu, dar de venit vin. Nu am întâmpinat erori sau încetiniri, semn că telefonul e bine optimizat la acest capitol. Față de Galaxy A70, A71 mi se pare că a evoluat destul de mult la cameră. Versatilitatea e la ea acasă. Telefonul are 4 camere pe spate, una principală de 64 megapixeli, una cu un ultralar de 12 megapixeli, una de 5 megapixeli pentru macro și un senzor de adâncime de 5 megapixeli care va ajuta la focalizarea live sau bokeh. Mie îmi place să las imaginea să vorbească, așa că am făcut o comparație cu Redmi K30, un telefon mult mai accesibil, dar care are o cameră foarte bună. Nu voi spune ce telefon a făcut pozele decât la final,
eu le-am notat A și B și vă încurajez să le votați pe cele care vă plac. Haideți să începem! Acum filmez la 1080, la 30 de cadre pe secundă, cu ambele telefoane. Să vedem cum se descurcă când urc scările. Așadar, ce poze v-au plăcut mai mult? A era K30 și B Galaxy A71. Am observat că A71 are poze mai luminoase, se pot vedea mai multe detalii în zonele cu umbră și culorile sunt mai naturale, pe când K30 crește contrastul pentru culori mai plăcute vizual. Față de K30, A71 are camera cu unghi ultralarg, mai ultralarg și din nou pozele sunt mai luminoase. Pe partea de focalizare live, am ales K30 pentru că a separat mai bine subiectul de fundal. La macro și mod de noapte, trebuie să menționez că ambele telefoane chiar fac treabă bună. În trecut, am avut telefoane cu mod de noapte care nu au ajutat deloc, însă aici chiar luminează imaginea și poza poate fi folosită. La fel și captura macro, ambele telefoane s-au apropiat mult de subiect. Pe partea video, telefoanele pot filma 4K la 30 de cadre pe secundă și 1080 la 60 de cadre pe secundă și se păstrează tendința de la fotografie, adică rezultate mai luminoase pe A71 și contrast mai ridicat pe K30. Diferența mare a fost la stabilizare în 4K, unde Redmi a dominat fără discuții. Nu am mai văzut un telefon acest buget să aibă așa stabilizare. La 1080 ambele telefoane au stabilizare foarte bună. Camera lui Galaxy A71 e comparabilă cu a lui Huawei Nova 5T și Xiaomi 9T Pro, dar dacă te interesează asta foarte mult, în momentul de față Galaxy S10e costă cam la fel, dar are o cameră de top. Aș vrea să mai spun de mufa jack și locul pentru cardul de memorie pe care telefonul le are. Metodele de deblocare sunt senzorul de amprentă montat în display și recunoașterea facială. Am folosit mai mult recunoașterea facială pentru că senzorul în display rămâne unul lent și prea puțin precis. Am fost impresionat de motorașul de vibrație, feedback-ul oferit la tastare este surprinzător de bun, este chiar de top. A71 este un telefon mai accesibil oferit de Samsung, așa că nu are rezistență la apă, încărcare wireless sau difuzoare stereo. Pe telefon am dat 2200 lei și e varianta de bază cu 128GB stocare și 6GB RAM, deși probabil prețul îi va scădea semnificativ după o lună sau două, fix cum s-a întâmplat și cu Galaxy A70 anul trecut. La final voi da o notă lui Galaxy A71 în topul pe bune, unde punctez telefoanele testate. Și Galaxy A71 obține scorul de 63,5 puncte. Dacă vrei construcție din sticlă, te interesează performanța, te joci pe telefon sau faci multe poze și videoclipuri, într-un buget similar, Galaxy S10e se descurcă mai bine, sau poți economisi ceva bani alegând Huawei Nova 5T sau Xiaomi 9T Pro, care au camere la fel de bune, dar procesoare mult mai puternice. În schimb, dacă vrei un telefon cu ecran mare și foarte calitativ, care să fie confortabil în mână, cu baterie extrem de bună și un motoraj de vibrație surprinzător de fain, A71 este o opțiune foarte ok, deși eu aș mai aștepta câteva săptămâni pentru ceva reduceri. Îți mulțumesc pentru vizionare!
Dacă ți-a plăcut acest videoclip, aș aprecia un like și un subscribe m-ar ajuta mult. Ne vedem în videoclipul următor.